Bine ați revenit la mobilissimo.ro. Telefonul este Huawei Ascend P7. Este un telefon mid-range, chic, care a fost anunțat în luna mai, lansat în iunie și l-am primit în teste de la Huawei România. Acest device costă undeva între 1500 și 1600 de lei și recent, datorită unor reduceri la eMAG.ro, a ajuns la puțin peste 1300 de lei. Terminalul este foarte arătos, după cum vedeți, așa că hai să analizăm designul. El amintește puțin de modelele iPhone mai vechi, spatele mă duce gândul la Nexus 4, iar designul general, cu o suprafață din sticlă în spate și în față, mă duce cu gândul și la telefoanele Sony Xperia. Avem plastic sub această sticlă, iar acest terminal măsoară 6,5 mm în grosime. El cântărește 124 de grame și are aluminiu în părțile laterale. Avem de a face cu un telefon cu design dreptunghiular, dar cu o parte inferioară rotunjită, după cum se vede și din profil, și acesta este un magnet de amprente, dar nu la fel de rău ca un Sony Xperia. Telefonul este comod și, în mod surprinzător, deși are două suprafațe din sticlă în față și în spate, el nu este alunecos, ceea ce este o surpriză plăcută. Construcția este una solidă și marginile ecranului sunt foarte subțiri, foarte înguste. Avem de a face cu un design unibody, aici în cazul în care vă întrebați, și în mod surprinzător telefonul nu este chiar ușor de folosit cu o singură mână, pentru că este destul de lung și dacă ajungeți jos nu veți putea să ajungeți sus la fel de ușor pe ecran. În zona frontală avem earpiece-ul aici, camera frontală și un LED de notificări și senzori tot în această zonă superioară. Nu avem butoane capacitive, ci butoane virtuale pe Android, iar în spate găsim camera principală și blitzul LED, iar jos difuzorul. În zona superioară avem jack-ul audio și un microfon, iar jos avem portul micro USB și încă un microfon. În stânga nu se află absolut nimic decât această margine în aluminiu, în vreme ce în dreapta avem butoane de volum metalice, buton on-off și el metalic, foarte mic și discret, dar cu feedback bun, și cele două sloturi, cel micro SIM și cel micro SD, care se pot deschide cu ajutorul unei cheițe metalice speciale. Designul este unul atractiv și chic, mai ales pentru un telefon mid-range, și acest model este destul de arătos la capitolul design. Putem spune că ne place combinația de sticlă cu metal și este și puțin plastic aici. În fine, telefon subțire și arătos, acest Huawei Ascend P7. În ce privește hardware-ul, avem un procesor quad-core High Silicon Kirin 910T. Acest quad-core este unul de tip Cortex A9 și are frecvență de 1,8 GHz. Ca GPU avem parte de un Mali 450 MP4, iar ecranul este un IPS LCD de 5.5 cu rezoluție Full HD și protecție Gorilla Glass 3. Avem Gorilla Glass 3 și în zona frontală și în spate pentru a proteja suprafața din sticlă. Lista reductor continuă cu stocare, 16 GB de memorie internă, plus slot microSD care poate găzdui încă 64 de GB. Avem la dispoziție și RAM, 2 GB de RAM, iar pe partea de acustică avem la dispoziție tehnologie Dolby Digital Plus. În spatele lui Huawei Ascend P7 se află o cameră de 13 megapixeli cu blitz LED, iar în zona frontală o cameră pentru selfie de 8 megapixeli. Pe partea de conectivitate avem HSDPA, cu viteză de download de 42 de mega pe secundă, mai avem la dispoziție și LTE, Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, DLNA și Bluetooth 4.0, plus NFC și micro USB OTG. Avem și radio FM, GPS și GLONASS, iar lista de dotări mai include și accelerometru, senzor de proximitate și busolă. Bateria acestui smartphone este o unitate de 2500 de mAh, care pe hârtie asigură 22 de ore de convorbiri 2G sau 422 de ore de funcționare standby. La testul nostru obișnuit, cel de playback video HD în buclă, cu Wi-Fi pornit și luminositate la 50%, am atins 4 ore și 57 de minute. Astfel suntem aproape de Nexus 5, care atingea cam tot atât, iar încărcarea acestui model este cam lungă, 3 ore și 10 minute, de pe la 4% la 100%. În vreme ce încărcarea e lungă, cele aproape 5 ore de playback video HD aș putea spune că sunt ușor dezamăgitoare, dar erau de așteptat, având în vedere grosimea scăzută a acestui terminal. Dacă bateria nu prea impresionantă, hai să vedem cum o putem economisi și facem asta cu ajutorul funcției Power Saving. În timpul desactivăm Power Monitoring,
care ne spune toate problemele pe care le avem cu bateria, ce anume consumă mai mult și ce putem face pentru a mai câștiga câte un minut, câte un sfert de oră, aici și acolo. Apoi, pentru a porni modul Power Saving, am avut încălcut toate acele aspecte și avem trei opțiuni principale. Avem Optimum Performance, care ajustează ușor procesorul și rețeaua pentru a menține performanța maximă. Apoi avem Smart, care face ajustări la rândul său pentru un echilibru între performanță și utilizarea bateriei. Și modul Extrem, adică Ultra, care vă oferă acces doar la funcțiile de bază, doar apelare, doar mesagerie, interfața al negru și adaugă, cât să zic, încă 70% la bateria voastră. Practic, vi se va tripla utilizarea odată cu acest mod, dacă nu mă înșel. Apoi puteți să reveniți la normal din acest Ultra și mai avem și alte opțiuni, tot în această zonă de Power Saving. Pe lângă setarea modalităților de consum și utilizare, avem aplicații speciale pe care le putem seta pentru a consuma mai puțin energie și putem să le setăm dacă să ruleze în fundal sau nu. În fine, acestea fi opțiunile de Power Saving, suntem mulțumiți de ele, nu suntem prea mulțumiți de încărcarea lungă de 3 ore 10 minute și nici de cele aproape 5 ore de playback video HD. Să vedem cum stăm cu acustica, începem cu playerul muzical, el este unul minimalist, arătos și curat și difuzorul se află aici, este cam ușor de acoperit cu degetul din greșeală, mai ales la gaming și când vă uitați la un film. Hai să ascultăm și niște muzică. Și acum concluziile, volumul este ridicat, sunetul este clar, basul este bun și notele înalte se aud ok. Avem și un mod special DTS, iată acum este activat și hai să vedem cum se aude melodia fără el întâi. Fără DTS, parcă se aude sunetul un pic mai înfundat, cu DTS se aude ceva mai natural. Acest telefon dispune și de tehnologie Dolby și avem și o zonă de setări. Din păcate nu avem egalizator, dar avem un sleep mode, putem să setăm telefonul să se oprească din playback pentru a putea dormi. Și muzica este organizată după stări de spirit, după cum am văzut mai devreme, happy, serin, sad, energetic și altele. Nu putem vorbi despre acustică fără să vorbim despre căști. Acesta este pereche de căști oferită la pachet cu Huawei Ascend P7. Din păcate, este vorba despre o pereche de căști rigide și cam incomode. Avem și o mică telecomandă cu un singur buton. O folosim pentru a răspunde la apeluri sau pentru a pune pauză la melodie. Revenind la căști, au volum ridicat, au claritate foarte bună, dar parcă se puteau auzi puțin mai tare, putea fi volumul un pic mai ridicat. Deci, incomode, rigide și volumul putea fi mai bun. Dacă tot avem căștile aici, hai să le și conectăm pentru a activa funcția de radio FM. Vă spun de pe acum, e destul de greu să găsiți posturile, durează cam mult timp, sau cel puțin așa mi s-a părut mie. Iată radioul, căutăm un post. Și cam asta ar fi experiența acustică. Evident, am folosit decibelmetrul. Am atins 76,1 decibeli în spate și 75,5 decibeli în față. Pe hârtie ați putea spune că volumul este scăzut dacă atingem aceste valori. În schimb, ați auzit și voi mai devreme, se aude foarte ok difuzorul, fără probleme, numai să nu îl acoperiți cu mâna din greșeală. Dacă de acustică suntem încântați, hai să vedem cum suntem de aspectul video. Acesta este un ecran de 5.5, este un ecran Full HD IPS LCD, densitate de 455 de PPI și folosim obișnuitul nostru sample video pentru a testa ecranul. Este un display in-cell LCD de la Japan Display, are margini de 3 mm grosime și nu se comportă prea bine în bătaia soarelui.
imaginile sunt ușor suprasaturate, iar unghiurile de vizualizare sunt destul de largi, dar parcă am văzut IPS-uri cu unghiuri mai largi decât atât, iar pe verticală nu sunt largi aproape deloc. Se poate folosi cu mănuși acest ecran și este destul de luminos. Pixelii sunt de tip RGB Stripe și la luminozitate stăm chiar bine, după cum o să vedeți imediat. Evident, am folosit un luxmetru și am atins 376 de unități lux pe alb, în condițiile în care un Sony Xperia Z2, adică un flagship, atinge 366 de unități lux, deci l-am depășit. Avem și câteva setări speciale pentru display, precum luminozitate, evident, auto sau reglăm noi, și culoarea, temperatura culorii. Putem să alegem o nuanță mai rece sau mai caldă, sau să lăsăm lucrurile așa cum erau default. Apoi avem wallpaper, lizibilitatea în bătaia soarelui, sleep, mărimea fontului și pulse notification light. Cam atât despre ecran, ne încântă luminozitatea sa, este peste flagship-ul Xperia Z2, dar este un ecran un pic cam suprasaturat și unghiurile de vizualizare puteau fi un pic mai bune. De asemenea, în bătaia soarelui nu prea impresionează acest ecran. În ce privește camera, avem de-a face cu o unitate de 13 megapixeli în spate, cu blitz LED și senzor Sony plus BSI și deschidere f2.0. În zona frontală avem o cameră de 8 megapixeli pentru selfie-uri cu lentilă wide angle și tot camera frontală are lentilă cu 5 elemente. Hai să vedem cum arată interfața camerei principale. Folosim acest castel ca mostră pentru fotografiere. Observați, este o interfață destul de simplă. În terminal Android, în partea stângă a ecranului se află o zonă de setări, apoi shortcut către camera frontală, opțiuni pentru blitz și modul de captură. În dreapta avem butonul shutter, butonul de filmare și un shortcut către galerie. Și acum hai să vedem setările acestui device la capitolul foto. Avem object tracking, capture smiles, touch to capture și opțiuni pentru captură în rafală, plus rezoluție. Avem fotografii de 4160x3120 în 4x3 sau 4160x2336 în 16x9. Celelalte opțiuni sunt ușor de detectat. Object tracking, de exemplu, puteți atinge obiectul pe care vreți să vă focalizați pe ecran în vreme ce faceți fotografiile, puteți captura zâmbete sau puteți atingeți ecranul în loc de buton shutter pentru a captura. Avem și timer, avem și ISO până la 800, balans de alb, câteva subopțiuni, apoi ajustări ale imaginii, expunere, saturare, contrast și luminozitate. Pe partea video avem object tracking, care la fel urmărește obiectele pe care vreți să le filmați, stabilizator, avem și un mod beauty, care nu este activat în acest moment, și captură Full HD, 16x9 stereo sau HD sau VGA sau rezoluții mai scăzute. În secțiunea și altele putem să atribuim butonelor de volum anumite roluri, precum filmare, fotografiere sau zoom, să dăm pe mute camera, să tăguim cu GPS, să salvăm pe cardul microSD sau în memorie internă a terminalului. În zona de captură, în zona modurilor, avem captura normală, cea smart, care îmbunătățește calitatea fotografiilor în funcție de mediul din jur. De exemplu, dacă detectează că este noapte, activează un mod night, dacă detectează că sunteți aproape de subiect, activează un mod macro sau un landscape, dacă detectează că subiectul e la distanță mare. Alte moduri, avem beauty cu un slider cu 10 nivele care scapă de riduri, coșuri și alte imperfecțiuni dacă e detectată o față, avem HDR și panorama plus o serie de filtre precum vintage, Japanese, Cloud, Sweet, Old Film, Bright Red și multe, multe altele. Mai departe avem și Audio Note. Seamănă cu un mod pe care l-aveau și telefoanele Samsung. Faceți o fotografie și apoi puteți înregistra 10 secunde de audio. Avem control prin comenzi vocale. Secțiunea Best Photo vă permite să faceți multiple fotografii, 10 imagini, apoi să o alegeți pe cea mai bună. Avem apoi și Watermark, dacă vreți să vă branduiți pozele, cu data, ora, locul, calendar sau tot felul de taguri, mai mult sau mai puțin amuzante, inimioare, folosiți opțiunea Watermark. Cam acestea ar fi opțiunile de captură aici și hai să vedem cum stăm cu zoom-ul. Zoom până la 4x și hai să facem și o fotografie cu opțiunea normală activată, rezoluție de 13 megapixeli. Nu e cea mai rapidă captură din lume, dar nici foarte lentă nu e camera.
Iată, după vreo 2-3 zoom-uri, se observă și puțin noise, dar nivelul de detaliu este rezonabil, mai ales la prețul acestui terminal. Hai acum să punem castelul deoparte, să intrăm în galerie și să vedem cum arată colecția obișnuită de poze realizate în parc, cu flori, în aer liber și realizată cu diferite obiecte colorate. Observați, apropo, împărțirea galeriei. Avem împărțire pe albume, pe timp și dată, locuri și persoane, dacă e cazul, să fie tăguite în acest mod. Revenim la fotografii. Observați că acești trandafiri au fost arși, erau o zi însorită și am mai văzut multe telefoane cu această problemă. Roșu aprins în bătaia soarelui egal fotografie arsă. Totuși, imaginele sunt clare, luminoase, puțin suprasaturate în anumite cazuri. Și dacă le vedeți pe un PC, o să vă dați seama și că la primul sau doilea zoom apare și ceva noise. Aici avem o mostră de HDR la un moment dat. Iată, fotografie normală, fotografie HDR, puțin exagerată luminozitatea în acest HDR. Iată și o panoramă. Ceva probleme de stitching aici, de alipire a cadrelor, vedeți aici, un pod întrerupt. Și aici o mașină fantomă. Trecem mai departe. Din nou fotografie HDR. Un verde foarte proeminent și acum încep efectele. Efecte vintage, efecte de film vechi și extra iluminare. Încă o dată afirm, aceste fotografii sunt bune, având în vedere prețul telefonului, v-am spus, în perioada reducerilor la emag.ro s-a ajuns la un moment dat și la un preț în jur de 1300 de lei pentru acest device, deci aș spune că fotografiile sunt rezonabile pentru un asemenea terminal. Luminozitatea este bună, acesta ar fi principalul aspect. Culorile sunt suprasaturate doar dacă telefonul este pus într-o situație cu nuanțe extreme, un roșu foarte aprins și bătaia soarelui eventual. A fost destul de greu să încercăm să realizăm un macro. Am încercat pe acest cap de Mickey Mouse și ne-am chinuit ceva. Observați, nu a ieșit macro. Pe de altă parte, atunci când am încercat cu o floare albă, a ieșit foarte bine un macro. Și din nou o mostră cu o floare care are colorit exagerat și a ieșit și blurry, tot în încercarea de a realiza un macro. V-am spus, noise destul de proeminent în fotografiile realizate cu acest terminal, dar doar dacă dați zoom și sunteți cărcotați și vreți ceva mai mult decât poate scoate o cameră de 13 megapixeli pe un astfel de telefon. Aceasta este o fotografie realizată cu camera frontală, cameră de 8 megapixeli și deși ni s-a promis foarte mult de la această cameră, aș spune că este sub camera frontală a unui HTC One sau HTC One M8. Camera frontală e capabilă aici de panorama, un selfie panorama special, are 10 nivele de înfrumusețare a feței utilizatorului prin acel slider special și în rest, ce pot să spun, este sub camerele de 5 megapixeli de pe flagship-ul, cele care au așa ceva în zona frontală. Dacă de fotografii suntem relativ încântați, mai ales la un asemenea preț, e bine, la capitolul filmare am fost ușor dezamăgiți, dar măcar am filmat în MP4 și nu formatul 3GPP. Cam așa arată filmarea, Full HD. Huawei HCNP7 filmează la 1080p, 30fps. Acustica nu e foarte bună, deși teoretic filmăm cu acustică stereo. Parcă imaginile sunt prea luminoase, nu sunt destul de clare. Și am realizat la un moment dat și două clipuri comparative, unul fără stabilizare și unul cu stabilizare în condiții similare. Iată clipul numărul 1, fără stabilizare. Ceva mai multă mișcare, ceva mai mult tremurat de cameră. Și clipul numărul 2 cu stabilizare. O să vedeți aici și un test al zoomului, care va fi cam dezamăgitor, scade calitatea dramatic chiar și la primul nivel de zoom. Aceste fișiere MP4, rezultate din filmare, au bitrate de 20+ Mbps. Și acum urmează zoomul și vom fi dezamăgiți. Evident, veți putea vedea aceste clipuri și pe YouTube.
pe ecranul mare al PC-ului sau televizorului vostru pentru a înțelege și mai multe detalii. Pe lângă toate aceste aspecte, avem și editare foto, hai să alegem ceva mai sugestiv. Apăsăm acest buton și apar opțiunile. Avem o gamă variată de filtre, apoi opțiuni speciale pentru fețele utilizatorilor detectați, crop, straighten, rotate, mirror și draw, și apoi customizările de imagine, contrast, spre exemplu, avem expunere, vibrance, saturation, sharpness, umbre, highlight-uri și multe, multe altele, plus, evident, niște rame, dacă vrem să încadrăm cum trebuie fotografia. Ok, ca o concluzie pot spune că această cameră oferă fotografii sub alte camere de 10 megapixel de pe terminale cu pretenții, este cam la nivelul unei camere de Galaxy S4, dacă vreți neapărat o comparație, doar că filmează ceva mai slab decât un S4, nu realizează foarte bine macro-uri, dar, încă o dată, vorbim despre un telefon cu un preț accesibil, vorbim despre un mid-range și pentru prețul său, camera se descurcă ok, cel puțin la fotografii, în vreme ce l-a filmat, a fost dezamăgitoare. Să vedem cum stăm acum cu performanța și începem cu temperatura. Am atins 36,4 grade Celsius după 15 minute de jucat de Riptide GP2, ceea ce e bine, iar acest telefon cu fața și spate din sticlă nu se încinge. Să vedem cum stăm cu web browserul acum. Nu este un web browser foarte rapid. Viteza este, aș spune, rezonabilă în cel mai bun caz. Cam așa arată site-ul mobilisimo.ro în acest browser și hai să încercăm și în landscape vizualizarea sa. Pinch to zoom, un pic de lag, v-am spus, nu e cel mai rapid browser din lume, cu siguranță. Și iată și tastatura virtuală. Nu este foarte bine spațiată, dacă mă întrebați pe mine, deși, spre exemplu, un iPhone 5 este mai mic, parcă mi-e mai ușor să scriu pe el. Din fericire, avem și swipe activat aici, dacă vreau să scriu hello, iată, foarte rapid, hello, și dacă vreau să scriu hello kitty, pe aproape, kitty litter. În fine, puteți folosi și swipe dacă nu vă ajunge tastatura virtuală standard. Pe partea de telefonie, avem un volum ridicat, claritate foarte bună, semnal ok, fără pic de distorsionare și avem și funcții precum Smart Dialing, un filtru pentru hărțuire, dacă vă tot sună cineva și vă enervează un anumit număr, plus, v-am spus, semnal bun, volum bun, deci nicio obiecție pe partea de telefonie. Trecem mai departe în secțiunea de benchmark-uri. Probabil vă întrebați cu ce terminale să-l compar pe acest model. Ei bine, am ales terminale în funcție de preț. L-am comparat pe Huawei Ascend P7 cu Nexus 5 și cu Xiaomi Mi 3, încă o dată, pur și simplu pentru că au prețuri apropiate. Aflați că Ascend P7 obține 7286 de puncte în quadrant, este sub Nexus 5, care obține 8600 de puncte, și sub Xiaomi Mi 3, care obține 21.000 de puncte. În AnTuTu, un scor mai bun, 29.033. Aici am depășit Nexus 5 cu 7000 de puncte și ne-a depășit Xiaomi Mi 3 cam cu 5000 de puncte. În Nano Mark 2 un scor neașteptat de slab, 34,7 FPS, în vreme ce ambii rivali obțin în jur de 60 de FPS. În Velamo încă un scor slab, 866, de obicei atingem peste 1000 de puncte aici și Nexus 5 a atins 1384. Multicore 1320 și în Metal 946. Și în Nightstorm Unlimited un scor slăbuț, 7431, Nexus 5 a atins 16654, iar Xiaomi Mi 3 14000. Din câte știu, acest model Huawei Ascend P7 a fost descalificat, scrie și aici, descalificat din anumite benchmark-uri pentru că ar fi trișat și ar fi upgradat automat frecvențele și funcționarea procesorului pentru a se adapta la benchmark. În Geekbench 3 am avut 591 în testul single core, 1783 în cel multicore. Suntem sub Nexus 5 care a atins 829 și 2460, în vreme ce Xiaomi Mi 3 are 1837 în cel multicore. La viteza de download stăm ceva mai bine, la 23 de mega pe secundă la download și 24 la upload. Mai departe, în GFX, testul T-Rex offscreen 1080p, avem 12,2 FPS, adică mai puțin decât jumătatea din scorul unui Xiaomi Mi 3, care are 27,4. În cele din urmă, în SunSpider, pentru că browser mark nu a funcționat, avem 1608, un scor foarte slab. Vedeți și voi, scorurile sunt cam mici pe acest device,
procesorul Kirin de la bordul său, High Silicon Kirin 910T, este cam controversat și din păcate și la testele de jocuri se observă un mic lag, ceea ce poate deranja gamerii de pe mobil. Ne-am testat ca de obicei Riptide GP2, care a funcționat fără lag până și pe Nokia X, și am văzut că jocul răspunde un pic cam greu la comenzile noastre. Este un mic decalaj de câteva milisecunde între apăsarea mea de viraj dreapta și virajul dreapta pe care îl face pilotul, o să vedeți imediat. Bănuiesc că aceste probleme apar numai la jocurile cu grafică 3D, jocurile ceva mai intensive, ca să zic așa. Este genul acela de lag care apare și dispare. Am avut parte de el și în Beach Buggy Racing. Observați că a început să apară lagul. De obicei făceam acel salt liniștit, dar între momentul în care am tras cu degetele pe ecran și momentul în care s-a executat cascadoria, a fost un mic decalaj. Și acum facem stânga, delay, facem dreapta, iar delay, încercăm din nou stânga, delay și încercăm încă un trick care a ieșit de această dată. Teoretic grafica arată bine, dar acel decalaj este de fapt marea problemă, de aceea ne lovim mereu de ziduri și nu putem să ne bucurăm de joc. Am întâlnit problema și la Beach Buggy Racing, dar nu apare din prima, apare cam la jumătatea cursei, ceea ce este deranjant. Ok, am terminat cu jocul, ați văzut că are puțin lag în jocurile 3D, dacă vă feriți de ele și jucați, eu știu, Angry Birds și Temple Run, ar trebui să fie ok. Ca sistem de operare, avem Android 4.4.2, KitKat cu o interfață customizată Emotion UI 2.3. Nu avem o zonă specială dedicată aplicațiilor. Ele sunt puse pe home screen și împărțite în diferite foldere cu diferite scopuri. Avem și un folder de aplicații Google. În rest, dacă ținem apăsat pe ecran, apar următoarele secțiuni: Wallpapers, Transitions, Widgets, Thumbnails, Edit Home și Simple Home. În Wallpapers găsim evident wallpaper-ul pentru lock screen și home screen. Tranzițiile sunt, dacă nu mă înșel, număr de 8. Deja le știți și de pe alte terminale. Apoi widgets, majoritatea sunt cele, ca să zic așa, stock, plus câteva pe care le oferă Huawei pe acest terminal. Avem un widget de vreme, destul de arătos, un pentru poze, niște mini widget-uri aici pentru vreme, muzică, contacte preferate și încă unul pentru galerie foto. Apoi avem thumbnails, care ne oferă o vedere panoramică, ca să zic așa, asupra tuturor homescreen-urilor. Putem să adăugăm până la 9 homescreen-uri și să le customizăm cum vrem noi. Apoi avem Edit Home, aici putem să dezinstalăm aplicații dacă dorim. Putem să o mutăm în coș pentru a dezinstala sau să partajăm cumva acel software. Mai departe avem Simple Home, care schimbă total experiența, o face mai intuitivă, zic eu, pentru bătrâni, pentru copii, pentru cei cu probleme de vedere, totul se transformă în tile-uri și totul se mărește, se schimbă fontul și devine mai ușor de accesat. Și apoi revenim imediat la stilul standard de home screen. În ce privește lock screen-ul, tocmai ați văzut o mostră de lag, ok, spuneam de lock screen, aici puteți să faceți swipe, pentru a-l debloca, swipe lateral, sau swipe în sus pentru a accesa câteva funcții utile. În cazul în care vă întrebați, aceste opțiuni, pause, next sau save, nu se referă la playerul muzical, ci la selecția de imagini de pe ecran, preluate din diferite surse de conținut, din diferite feed-uri, pe diferite teme, precum călătorii, mașini, celebrități, modă, viață și sporturi, și le puteți schimba după cum vreți voi, astfel încât să alterneze pe ecran mereu câte o imagine nouă. Pe lângă schimbările de imagine avem și funcții aici, în acest lock screen, câteva shortcut-uri către calendar, calculator, lanternă și funcție de oglindă. Trecem mai departe acum la zona drop-down, împărțită în două, avem quick settings și aici notificările, imediat de sub, putem să extindem quick settings, avem și slider pentru nivelul de luminozitate, plus o opțiune auto. În zona drop-down, cu quick setting găsim setările pentru conectivitate, avem Wi-Fi, avem Bluetooth, avem GPS, dar avem și Do Not Disturb, Airplane Mode, Screenshot, Flashlight, Suspend Button pe care îl vom vedea mai încolo și Ultra Battery printre altele. Mai departe,
intrăm în zona de setări, unde găsim un design cam vechiuț, mi-am amintește de începutul anilor 2000, nu este foarte arătos. Aceste iconuri par cam învechite, ca și fonturile care le însoțesc, și nu pot să spun că sunt un mare fan al acestei zone. Aici găsim setări de conectivitate, printre care și NFC, și după cum țineți minte, acest terminal a venit cu niște taguri la pachet. Iată-le, sunt NFC tags. Odată atinse de terminal, ele vor declanșa un mod special de utilizare, folosind una dintre cele aplicații. Putem să setăm noi acel mod folosind o aplicație dedicată, să activăm modul de muncă, de condus mașina, modul de sleep și altele. Apoi avem home screen style, pe care ați văzut mai devreme, în zona de setări, power saving, funcția do not disturb, cu excepții pentru cei apropiați, cei dragi, protected apps, care se referă la aplicațiile care consumă mai mult curent și au voie să ruleze în fundal sau nu, notification manager, pentru a alege ce aplicații vă notifică sau nu, securitate și alte opțiuni. Aici administrăm aplicațiile instalate sau preinstalate, panouri de notificări, shortcut-uri customizabile și suspend button, o funcție pe care am văzut-o și pe alte terminale. Este un mic buton pe care putem muta oriunde pe ecran. Odată apăsat, declanșează câteva opțiuni, acestea două care țin locul de butoanele virtuale din Android, aceasta care declanșează ferestre plutitoare pe ecran pentru aplicații precum playerul muzical sau aplicații precum cea de lua notițe, făcându-le mai comode și mai ușor de accesat. Putem să și blocăm ecranul în acest mod și putem să și curățăm memoria apăsând acel buton. Revenim la setări, dezactivăm suspend button și ajungem în zona motion control, unde găsim gesturile. Printre ele se numără flip to mute, luăm telefonul pentru a reduce volumul soneriei, ridicăm la ureche pentru a porni un apel, scuturăm telefonul pentru a rearanja iconuri sau îl înclinăm și ținem apăsat pentru a muta widget-uri pe ecran. Cam acestea ar fi opțiunile în zona de setări, inclusiv acest mod de utilizare cu mănuși. Și acum iată-ne în zona de multitasking, unde putem să facem swipe lateral sau să apăsăm pe această perie pentru a elibera memoria. S-a cam terminat cu aspectul OS și UI, vă spun de pe acum. Iconurile acestui device sunt colorate, dar nu este acel look minimalist și plat pe care îl adoptă alți producători asiatici. Iconurile sunt cam jucăușe, nu sunt exact serioase sau plate, dar asta nu înseamnă neapărat ceva rău, mai ales că o să vedeți că avem customizabilitate foarte ridicată prin aceste teme. Acum am intrat în zona de aplicații preinstalate, iată temele, puteți să vă jucați cu aceste teme, să le customizați și să le aplicați. Avem lock screen style, personalizabil, tranziții personalizabile, wallpaper la fel, iconuri, diferite pack-uri în funcție de preferințe, fonturi, sonerii și sunete pentru diferite funcțiile telefonului, deci puteți să vă personalizați total experiența voastră. Trecem mai departe, avem calendarul, care arată destul de standard, un file manager, și el standard, apoi phone manager, care mi se pare o aplicație foarte utilă, scanăm, descoperim problemele terminalului, memorie utilizată ineficient, putem să curățăm memoria și vedem dacă avem probleme de securitate. Iată și aspectele acestui phone manager, storage cleaner, phone accelerator, harassment filter, power saving, do not disturb și alte aspecte legate de rețea. Mai departe avem setări, browser, oglindă, căutare vocală și aici găsim o aplicație pentru vreme, care atunci când plouă face un sunet foarte drăguț, lanternă, calculator, notițe, nimic fancy al aceste notițe, sound recorder, radio FM, backup, o lupă, care chiar ce face treaba. Și System Update, App Installer, servicii Vodafone și DLNA. Trecem mai departe în zona Top Apps, unde găsim Polaris Office 4.0, cu care deschidem fișiere Excel, PowerPoint și Word, probabil și PDF-uri. Apoi avem Magic Tag, care ne permite să creăm funcții speciale asociate acelor taguri NFC, adică acestea. Odată ce atingem tagul de telefon, activăm modul Home, spre exemplu, sau modul Driving, astfel încât se închid anumite conectivități, sunt modificări de meniu și de funcționalitate. Putem să creăm propriul nostru mod, un mod pentru muncă, unul pentru seara, unul pentru timpul personal cu copii, spre exemplu, și putem să schimbăm volumul, putem să schimbăm luminozitatea și să activăm anumite conectivități dacă dorim.
Avem și Facebook și Twitter printre aplicații, apoi o secțiune Vodafone și apoi alte softuri precum Amazon Kindle, TripAdvisor, Zonga sau Sinau sau 7 seri. Iată și zona Google, unde găsim Chrome, Gmail, Google+, Maps, un Maps care se mișcă bine, se mișcă repede. Și care ne găsește destul de rapid. Ok, suita Play este și inclusă, Play Music, Play Books, Play Newsstand, Play Games, apoi avem Drive, YouTube și Photos. Cam aceasta ar fi lista de aplicații preinstalate pe terminal, o ușoară tendință către bloatware. Și acum momentul concluziilor, momentul aspectelor pro și contra. Pe partea de pro, evident prețul, v-am spus, în recenta serie de reduceri de la EMAG.ro, acest model Huawei Ascend P7 a ajuns la aproximativ 1300 de lei, puțin peste 1300 de lei, deci prețul este un avantaj. Apoi designul atractiv și arătos, vedeți și voi, spate din sticlă, față din sticlă, margine din aluminiu, un telefon subțire sub 7 mm, 6,5 mm de fapt. Apoi este mai puțin magnet de amprentă decât un Sony Xperia, ceea ce este un compliment. Apoi customizarea software la nivel ridicat, ați văzut și voi teme, iconuri, fonturi, sonerii și tot felul de alte pachete. Și opțiunile power saving sunt și ele binevenite și destul de detaliate. Luminozitatea ecranului este bună, camera este ok pentru preț, dacă nu sunteți foarte pretențioși, nu avem supraîncălzire, ceea ce este bine pentru un telefon din sticlă, și acustica tot ok. Avem și aspecte negative aici, printre ele se numără captura video slabă, combinația de CPU plus GPU destul de slabă, ați văzut și voi în jocurile ceva mai intense, o grafică 3D nu se descurcă prea bine și benchmark-ul destul de scăzute. Apoi bateria cam slăbuță, doar 5 ore de playback video HD, fără egalizator în zona de aplicații muzicale. Apoi căștile oferite la pachet nu ne-au impresionat absolut deloc. În rest avem și porțiuni neatractive ale interfaței, cum ar fi zona de setări. Arată destul de învechit. Și în cele din urmă avem și bloatware pe Ascend P7. Trecem acum la note. Acest device primit de la Huawei România primește nota 9,3 din 10 pentru designul atractiv, un 8,3 din 10 pentru hardware, a pierdut aici la baterie, puțin la cameră și puțin la CPU și GPU, deci 8,3 din 10 pentru hardware, și la OS și UI 8,5 din 10. Nota finală este de 8,7 din 10, este un telefon care nu pare a fi destinat gamerilor, cel puțin nu gamerilor hardcore. Cine joacă un Angry Birds și un Temple Run o să fie totul mulțumit. Avem un display ok, acustică ok și cameră ok la acest preț. Este un terminal mid-range foarte arătos, unul dintre cele mai frumoase telefoane mid-range ale momentului, cu un preț atractiv. Nota finală de la mobilissimo.ro este 8,7 din 10 pentru Huawei Ascend P7. La revedere!